Hei, salutare tuturor! Numele meu este Andrei și bine ați venit pe canalul meu. Și sunt împreună cu... Casia! Și astăzi vă vom arăta câteva mișcări de balet și de gimnastică. Deci să începem! Știu, am mai fost în videoclipurile astea, dar ne-am mai gândit să facem și seria a doua. Da, deci am făcut cu gimnastică. Eu acum fac cu gimnastică și balet. Deci să începem. Prima dată vom începe cu roata într-o mână. Ok, deci vedeți că e într-o mână. Stingem mâna, ok. Oh, doamne, am cam alunecat, dar nu dați dislike pentru asta. Acum Casia. Păi dați. Păi tu faci în două mâini. E ok, mai fac o dată. Stai, îmi fac eu acum. Stai, să mut. Așa cum. Ah, nu, să dați în comentarii fiecare mișcare care o facem. Deci acum vom începe serios. E ca un fel de competiție acum. Stai, încep eu. Iar, acum e competiția. Acum că ne exersăm. Nu, acum e competiția. Da, dar atunci doar exersăm. Da. Da, nu prea pot să o fac. Da. Să dați în comentarii notele, vă rog. Pentru că noi nu avem note. Ok. Acum vom face sfoara. Și bă, gata. Ok. Acum tumba pe spate. Și tumba pe față. Soara. Așa. Spagata. 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 Așa. Tumba pe spate. Și tumba pe față. Ok. Hai de tumba pe față. Ca să fie mai greu, aduc o pernă. Adică e frică să facă tumba pe față. Și de să le țin aici. Le-am spus că îți e frică să faci tumba pe față fără pernă. Le-am spus. Ce duci? Nu dați dislike pentru asta. E protecție. Și am făcut prima dată așa. Da, pentru că mi-e frică să mă încad. Pentru că e parchetul tare. Vedeți? Așa. Mi-am frică să mă pentru că am avut probleme cu capul. Da. Și la spart. Care se merge. Ok. Acum vom duce perna înapoi. Și am uitat să vă spunem, la sfârșit o să aveți o surpriză de vizionare. Ok? Ok. Acum vom face mișcarea asta. Ok. Eu nu pot să stau în cap. Ok. Iar acum... Acum fac eu... Vom face roata. Fac stau în mâini ca să... Acum okay. Stau eu în mâini? Să stau în cap pentru că înțelegeți voi. Da, ea e prea mică și face da. Balet de mult timp. Pirueta. Deci roata. Da, acum fac roata și după faci pirueta. Deci roata și pirueta.
acum roata să facă. Și acum concert din viitor. Concert din viitor să facem roata. Da, okay. Deci stați puțin. Așa. Și nu vă speriați dacă o să mă vedeți așa. Să nu vă speriați dacă o să mă vedeți așa. Da, mă rog, o să fac roata și o să mă vedeți. O să vă zic bună. Ok, uitați-vă. Dacă se vede așa, eu nu văd nimic. Văd cercuri. Nu știu dacă m-ați văzut că am o mască așa. Sunt un fel de băbă clanță cu toranță care mănâncă clanță cu toranță care mănâncă clanță cu toranță cu clanță. Așa. Hai că acum Casia. Să văd și eu dacă... Da, eu văd. Văd. Așa. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like și mai e încă o surpriză. Și mai e încă o surpriză. Stați aici. Uitați și scrieți în comentarii dacă vreți să cumpărați această mască. În comentariile mele, dacă vreți să cumpărați această mască. Uitați surpriza. Este al ei și al meu într-un fel. Da. Că mă las foarte des cu el. Hamsterul Puff. Îl cheamă Puffy. Asta să-l prezint eu. Că e al tău. Bine, îl prezint. Că e canalul meu. Așa. Și are acești ochi minunati și drăguți. Și să vă spun că și an are. Imediat. Merg doar să mă uit pe calendar. Deci, e atât de drăguț și îl cheamă Puffy. Este un băiețel, dar mic. Și atunci m-am uitat pe calendar. Hamsterul are 3 luni. Are 3 luni acest hamsteruț. Ia uite ce drăguț sunt eu. Dă-mi puțin. Doamne, mă văd în oglindă, ce frumoasă. Ce frumoasă. Puffy e o fată sau băiat? Fată. E fată. Puffy e o fată. I-am zis că e băiat, da, e fată. Și dați în comentarii dacă vreți sau nu să aveți acest hamster, da, adică acest animalul. Da, și după cum animalul. Am spus, Au! Să scrieți în comentarii. Să scrieți în comentariile mele dacă vreți această mască de babă clonța. Eu am făcut-o. Acesta este... Da, i-a făcut-o, am fost de față. Deci să scrieți în comentarii dacă vreți acest animăluț și pe canalul Casia Petre să scrieți în comentarii dacă vreți sau nu această mască. Sau dacă vă place. Se poate găsi și în magazine, i-a luat ca un model. Dar am luat doar negru, după aia eu am colorat-o, eu i-am făcut conturul cu vopsea neagră. Da, și am și cam așa. Dacă vă place, dacă v-a plăcut acest video și dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, subscribe și să vă abonați. Și scrieți, vă rog, în comentarii, dar pe Casia Petre să scrieți dacă vreți masca aici. În comentariile pe canalul Andra Izabela Marcu să scrieți în comentarii dacă vreți sau nu acest animăluț foarte drăguț al ei. Și acum o să vă urăm un la revedere! Yay!